Deci pe teren propriu de Legia Gdansk, probabil și cei de la Varșovia și-au făcut calculele în privința partidei de marți, probabil au fost odihniți și acolo câțiva dintre titulari, dar un rezultat care arată că se poate câștiga pe terenul Legiei, meci care va fi marți de la ora 21:45 în direct pe DigiSport. Iată cum s-au marcat golurile în această partidă. Mai întâi a fost gafa lui Tătărușanu la primul gol. Nu a mai apucat să sară portarul Stelei. Gol marcat de Ionuț Buzean. Apoi golul lui Robertson din lovitură liberă. Acesta și-a scos tricoul, mai avea un galben, l-a primit pe al doilea și a fost eliminat. Era abia minutul 27. Super golul lui Filip, care a redus din diferență, iar apoi tot Filip a reușit să restabilească egalitatea. Primul pas greșit făcut de Steaua în actualul sezon. Urmează DigiSport special cu Vali Moraru, Nana Falemi și Radu Paraschivescu. Al treilea egal consecutiv pentru Gazmetan Mediaș. Sunt Ionuț Angheluță, la revedere! Fantezie, pasiune, extaz și agonie. Duminică de la 17:30, Mirosboli Moldova. De la 19:30, Contra vrea să oprească liderul. Luni de la 19:30, Iguraș pune corona pe Făraș.